Bună leu și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 6-12 martie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din Zodia Leu, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă rezonezi cu aceste previziuni, pentru că ele sunt generale, te aștept cu mare drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Ți-am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului, dacă ești interesat. Dragi e o săptămână bună. În primul rând, ai parte de niște surprize legate de un contract, legate de o relație. Sunt lucruri pozitive pentru tine. Primești un răspuns pe neașteptate, fie un e-mail, fie primești un apel telefonic, fie un mesaj. Deci sunt niște răspunsuri aici foarte rapide care apar pentru tine și sunt legate de reputația ta, sunt legate de cariera ta, sunt legate de cine ești tu prin societate. Este adevărat, treci printr-o perioadă de transformări, o perioadă aglomerată. Însă, uite că apare o veste care te surprinde. Mai mult decât atât, este o săptămână în care, pe data de 7 martie, avem intrarea lui Saturn în semnul peștilor. Intrarea lui Saturn care, uite, vine pe casa 8 -a și pe aici îți spune așa, că E bine să-ți cultivi foarte bine relația pe care o ai tu cu spiritualitatea, ți se cere să abordezi lucrurile într-un mod extrem de serios. Într-o relație de iubire, la fel, ți se cere foarte multă responsabilitate. Și bineînțeles că pentru alți lei, cei care ați început niște demersuri sau cei care aveți de gând ca în următorii 2-3 ani să rezolvați niște probleme, fie legate de o bancă, de o sumă mare de bani, o moștenire, un partaj. Uh, vedeți că aici lucrurile pot merge destul de greu, pentru că se cere foarte multă seriozitate. Da? Uh, mai mult decât atât, uh, tot intrarea lui Saturn aici în pești uh, cam vrea să te învețe să te detașezi de lucruri, să lași deoparte tot ce ține de lupte de orgolii, de tot ce ține de uh, faptul că mai sunt și ceilalți apreciați sau e nevoie să fie și altcineva acolo ca să strălucească pentru tine. Apoi tot pe șapte avem o lună plină în fecioară. Păi uite lună plină care te ajută să îți dai seama de valoarea pe care o ai tu, de valoarea pe care ți-o oferă ceilalți, pentru că aici este o problemă oricum la tine. Pentru alții este vorba de bani. Da? Se deschide o perioadă sau se închide o perioadă pentru alții legată de zona aceasta financiară. Ei, pe aici trebuie făcute niște schimbări. Bineînțeles că atât intrarea lui Saturn în pești cât și luna asta plină pentru tine este foarte benefică. În timp, nu neapărat în ziua de 7 martie, gata. Da? În timp, în luni, în ani de zile. Deci, ce se întâmplă acum? Va avea un rol foarte important pe tot ce ține de relația cu ceilalți, relația cu clienții, și de aici îți vine norocul, printr-un partener de viață, printr-o relație, deci de aici ești extraordinar de bine susținut. Spre finalul săptămânii, e uite că lucrurile sunt bune și poți să-ți planifici o călătorie cu o persoană dragății. Poți să ai niște discuții foarte serioase legate de viitorul unei relații, legate de o mutare împreună, legate de. Uh, niște lucruri pe care le aveți de rezolvat. Și uite că dacă ești leu și ai legătură cu grupurile de oameni prin weekend, dacă ai legătură cu uh, străinătatea, cu zona studiilor superioare, e uite că ești foarte bine susținut și lucrurile vor merge extraordinar de bine. Mai mult decât atât, vezi că ai o intuiție foarte mare în această perioadă și această intuiție, această inteligență emoțională pe care tu o ai te poate ajuta să ieși foarte bine dintr-o poveste. Și uh, vei rămâne și tu foarte plăcut surprins, pentru că este ceva legat de reputația ta, de cine ești tu în societate, de cariera ta, um, de șefi, da? Unii lei, nu știu, rămâneți surprinși cât de ușor puteți să avansați sau cât de ușor puteți să vă schimbați acolo viața. Să vedem în continuare, dragi lei și arhanghelii, ce vă transmit, ce trebuie să cunoașteți pentru această săptămână. Și mai am o informație și anume că începe să se simtă, începând cu această săptămână, nu e la grad perfect, dar începe să se simtă quadratura dintre Marte din Gemeni și Neptun din Pești. Și Aici ți-aș recomanda o foarte mare atenție în relația cu bărbații, în mod special, și în relația cu uh, prietenii tăi, cu grupurile de oameni, pentru că acolo apar provocări, nimic nu-i clar, nimic nu-i sigur. Uh, atenție pe, nu știu, planurile astea de viitor pe care le ai tu, pe moșteniri, pe casă, pe a rezolva probleme din trecut, pentru că acolo ceva nu e în regulă. Apar provocări da, din partea celorlalți, discuții. Mesajul din partea Arhanghelului Zadakiel este bucuria divină cu numărul 9, deci este clar pentru tine și o închidere, dar și o nouă etapă, care, atenție, pentru tine poate să fie la nivel subtil, da? la nivel de minte, la nivel de suflet. Culorile importante sunt mov, albastru și galben, în mod special mov, deci conexiunea cu planul divin foarte puternic pentru tine. Iar darul Arhanghelului Zadachiel pentru tine în această săptămână este următorul. Te ajut ca prin rugăciune să te contopești în inimă cu Dumnezeu și să te eliberezi de toate înlănțuirile. Deci tu prin credință, prin meditație vei reuși să te eliberezi din niște situații destul de ciudate. Să trăiești cât mai des starea profundă de dăruire totală față de Dumnezeu, să manifesti mai mereu bucuria divină, pură și copleșitoare. Deci tu în această săptămână vei învăța să te bucuri de viață. Vei primi vești bune și vei fi eliberat din anumite situații pe care tu le consideri tensionate. Să vedem, dragi lei, și tarotul ce transmite pentru această săptămână, ce trebuie tu să cunoști. Hai să vedem, dragi lei, ce spune tarotul să vedem pentru săptămâna 6-12 martie. Deja a ieșit o arcana majoră în exteriorul tău, mă așteptam să fie așa. Este arcana majoră turnul despre care discutăm imediat. Deci, evenimente neașteptate în exteriorul tău, decizii neașteptate, steaua la baza manifestărilor energiilor din această săptămână. Avem 5 de bâte și steaua. Tu dorești să ieși din această stare de conflict. Fie este un conflict interior, fie chiar un conflict la propriu. Concurență, gelozie. Steaua vine cu o speranță, cu o legătură cu un vărsător. Steaua este acel moment în care ție ți se arată acea lumină de la capătul tunelului. Încep să ai mai multă încredere în tine, încredere în situația în care te afli, în povestea în care tu ești. Și hai să vedem. Prima carte pentru tine, șapte de spade. Este clar că ceva aici nu-ți place, ceva nu-ți convine, dar repet, are legătură cu acest eveniment neașteptat care se petrece în exteriorul tău. Este o dorință pe care tu ți-ai pus-o și care acum se îndeplinește, dar care vine la pachet cu responsabilități, care vine la pachet cu sinceritate că asta ți se cere și tot povestea asta îți spune că este cazul să Elimini acele lucruri care ție nu-ți mai sunt de folos. Să vedem în mintea ta, avem Cavalerul de Spade. Vei fi ceva mai certăreț în această săptămână, dar vei fi deschis să afli un adevăr. Cavalerul de Spade vine cu discuții foarte rapide, în contradictoriu uneori. Poate să vină cu evenimente foarte bruște, care să te surprindă și pe tine, dar care te ajută să-ți clarifici o poveste. În In inima ta, valetul de băte. Văd aici că ceva te pasionează, ceva, ceva te atrage. Așa cum spuneam, ai o dorință foarte mare. Valetul de băte vorbește și despre o noutate plăcută în viața ta. Fie o nouă activitate pe care o faci, fie o pasiune pe care începi să o simți față de cineva anume. În continuare, avem șapte de monede la baza manifestărilor tale, care vorbește despre așteptare. Vorbește despre faptul că o moștenire poate avea un rol important, un răspuns pe care îl aștepți, poate niște bani pe care i-ai împrumutat și acum aștepți să cineva se ți dea înapoi sau invers. Da? Însă te văd aici într-o stare de așteptare, dar pentru alții este vorba despre o așteptare în care ați fost pus și care acum. Se termină și apare succesul, apare bucuria. Vorbeam despre turnul în exteriorul tău, care vine cu evenimente profund transformatoare, vine cu evenimente neașteptate. În plan personal, 10 de spade este clar aici că cineva din familia ta ori te supără. Ori aici afli de o despărțire, afli de o persoană care are niște probleme. 10 de spade reprezintă un final, reprezintă o suferință pentru cineva anume. Următoarea carte, Regina de Cupe pentru tine, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion, pești. Cartea vorbește despre o legătură pe care tu o poți avea fie cu zona medicală, fie cu um, o persoană care este mai dezvoltată din punct de vedere spiritual sau este o persoană mai sensibilă din fire, da? Uh, de asemenea, dragilei, mai am o informație și anume, vedeți că Saturn acolo în pește vorbește și despre sănătate și Saturn e guvernator de casă 6 la voi, adică mai fiți atenți puțin și pe la muncă, se merită așa multă muncă sau nu se merită. Uh, e nevoie să vă schimbați puțin stilul de viață cu Saturn acolo în pești, dar discutăm de schimbări radicale, adică un program bine pus la punct, un stil de viață sănătos. Na. Uh, aici să știți că vei fi surprins de Decizia unei persoane din jurul tău. Da, se întâmplă ceva aici. Se întâmplă o transformare, dar este ceva care ție îți place e ca și cum nu știu cineva își dă demisia și tu te bucuri că iei loc, da ceva de genul acesta. Dragii mei lei, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu aceste mesaje, te aștept cu mare drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Ți-am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului, dacă ești interesat. De asemenea, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți, iar dacă dorești, te invit cu drag și la previziunile zilnice pe Zodii, la previziunile pentru luna martie, pentru că mai urmează evenimente importante pentru tine, dar și la previziunile pentru anul 2023. Te îmbrăcișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă.